În tradiția românească, sărbătoarea Sfinților Apostoli, cunoscută sub numele de Sfânt Petru de Vară, marchează miezul verii agrare și începutul secerișului. Acest praznic abundă în tradiții și obiceiuri care diferă de la zonă la zonă. 29 iunie este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este numită popular și Sfânt Petru. Sfântul Petru este considerat stăpânul agricultorilor, el este cel care dă apă, ploaie și căldură și este ocrotitorul recoltelor de orice fel. Prin tradiție, Sfânt Petru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, pe care acesta îl consultă când ia decizii importante. De aceea, Dumnezeu i-a încredințat cheile raiului și misiunea de a veghea la porțile acestuia. Pentru că este stăpânul cămărilor cerești, Sfântul Petru hrănește animalele sălbatice, mai ales lupii, iar în atribuțiile acestuia intră și topirea în bucățile mici și fierberea grindinei, pentru ca aceasta să nu distrugă recoltele. În unele locuri, Sfântul Petru este sărbătorit în cadrul a 3 zile nelucrătoare, începând cu 28 iunie. În satele mureșene, sărbătoarea este un reper pentru unele munci în agricultură, precum culesul fructelor de vară sau cositul fânului și așa mai departe. Este o zi de post și de pomenirea morților. Sărbătoarea are în lumea satului un prestigiu religios. Sfântul Petru este considerat mâna dreaptă a lui Dumnezeu. El este cel care deține în credința populară cheile împărătești. În tradiția populară, până în această zi nu se scutură merii, deoarece se crede că dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei, iar din această zi, cucul și privighetorile nu mai cântă. Pentru sporul casei și pentru sănătate se respectă tradiția moșilor de Sfânt Petru și se sfințesc la biserică pachete cu colaci, lumânări, mere dulci, mere acrișoare, zarzăre și colivă, care apoi se împart oamenilor săraci. Tot în această zi se spune că dacă tună și fulgeră, nucile și alunele vor fi viermănoase sau seci de miez. Gospodarii respectă sărbătoarea lupilor, în care, potrivit tradiției populare, nu se pun capcane, iar lupii nu se alungă cu focuri de armă, pentru ca aceste animale sălbatice să fie îmblânzite și să nu fure vitele din gospodării. Potrivit statisticilor existente la nivelul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, peste 500.000 de români își aniversează onomastica cu ocazia sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel.